Mai multe detalii despre ce înseamnă ACTA și ce efect ar putea avea acest act legislativ asupra Moldovei, o să discutăm cu invitații noștri, un reprezentant, vicedirectorul AGP, Ion Țigănaș, și Vitali Ieșanu, un antreprenor IT. Bună dimineața! Deja s-au început discuții aici în studio. Domn Țigănaș, ați spus despre că nu tot ce este în video acesta este adevărat. Da, uneori screază în presă că nu toți cei care transmit informații prin intermediul internetului au citit acest act. Este important ca să-l citim cap-coadă și să ne facem o concluzie. Pentru că deseori vedem niște exagerări prin insinuări de faptul că vom nimeri cu toții la pușcărie, că se va închide internetul și alte sisteme informaționale, ceea ce nu este nici pe departe adevărat. ACTA, din câte cunosc eu, din câte am înțeles eu, este un acord prin care unele state vor să minimalizeze indicele pirateriei și al contrafacerii, indice care până la urmă aduce un prejudiciu destul de mare atât autorilor, titularilor de drepturi, cât și consumatorilor, statului până la urmă. Toți avem de pierdut de pe urma contrafacerii. Este important în același timp însă ca să facem o delimitare între protecția dreptului de autor, un drept protejat prin Constituție, prin articolul 33 din Constituție, dar în același timp nu trebuie să uităm că conform Constituției Republicii Moldova, de exemplu, și conform Constituției altor state europene, sunt garantate și alte drepturi, cum ar fi dreptul la acces la informație sau dreptul de a ști, sau dreptul la viața privată, de aceea este important ca orice act nu s-ar adopta să reglementeze sau să reglementeze un echilibru dintre toate aceste drepturi constituționale, ca să nu garantăm un drept și să aducem prejudiciu altor drepturi. Este ceva foarte important. Ce se ține de acest video creat de o echipă de designer români care se numesc Creative Monkeys, cunoscuți mai mult oameni locași și creatorii roboților. Ei au încercat să explice mai în detaliu fiecare articol, de fapt, al acestui act legislativ, care știu că are peste 10 articole destul de complicate și care necesită foarte mult jurist ca să-i interpreteze. Vitale, tu ce zici despre o astfel de îngrădire a pirateriei? Ar fi oare ceva beneficii în această lege? Să se înțeleagă corect, eu sunt împotriva pirateriei, însă acest act, ca și cel anti-SOPA și PIPA, încalcă alte drepturi fundamentale a omului, cum ar fi dreptul la liberă exprimare și dreptul la viață privată. Adică în acest act chiar sunt stipulate, fără ca să ceri de la judecător de exemplu, dreptul de acces, poți să duci la provider să iei diferite informații despre fiecare om, ce site-uri accesează, ce atras pe informații. Adică, practic, viața privată a ta care este, exact aceeași curs poți să simulezi și la telefon. Când cineva invocând că, uite, noi vrem să ne apărăm contra terorismului, de să ascultăm toate telefoanele și vom vedea cine e terorist și cine nu. Mm-hmm. Cam asta e într-o limbă mai simplă explicat. Da, dar tot mai mulți artiști și oameni de știință plasează statusuri sau chiar articole pe blog, pe internet, că pe dânsii nu-i deranjează pirateria chiar deloc, pentru că pentru ei e mai important că îi ascultă și îi vede lumea decât faptul că sunt cumpărați. Exact. Acum sunt două curente în lume. Una veche, care în secolul trecut s-a format, când atunci dreptul de autor a fost creat și practic erau câțiva jucători pe piață care distribuiau informația și muzica, filmele și așa mai departe. Acum când a apărut internetul, orice om are același potențial ca și un broadcaster, de exemplu, ca un jurnal TV, spre exemplu. Spre spune că eu am 5.000 de prieteni și jurnal TV are tot 5.000 de privitori. Eu cu un singur click pot să distribui la 5.000 de prieteni. Înțelegerea greșită e că asta nu e chiar un furt, e o distribuție a unui o operă sau ce mai este. Și atunci s-a creat a doilea curent care cred că cu timpul o să ia având mai mare, common sense. Adică toți artiștii pot declara opera lui common sense și atunci oricine... Common sense adică liberă. Da, pot să iei preia liberă și mai departe, pur și simplu specific. Uite, au fost folosit lucrări din artistul acesta, opera asta și așa mai departe. Bine, dar în cazul dacă totuși această lege va fi adoptată la noi în Republica Moldova, la ce se ne așteptăm? Ce se va... Republica Moldova deja are legi mai draconice. Este articolul 66 care deja a fost în 2010 septembrie adoptat și
puțin bază pentru care și eu am făcut pe la televiziuni și acum se revede iar din nou acest articol. Din păcate nu s-au schimbat prea multe lucruri, au rămas tot unele elemente aberante care nu se încadrează în niște termeni tehnici. De obicei, acum e cel mai greu timp de a face anume așa legi, deoarece majoritatea populației încă nu înțelege ce o să-i aștepte pe viitor. Populația nici nu știe de acest act. Ei, pur și simplu, au internet, dar încă nu știu cum funcționează. Bine, dar din moment ce pe internet există video celor pe care l-am urmărit și noi, oamenii chiar se pot speria și chiar nu știu ce se gândească. Trebuie să explicăm corect telespectatorul. Pentru Republica Moldova este prematur ca să abordăm astfel problema. Chiar și pentru Uniunea Europeană, nu este un act adoptat, așa cum s-a menționat. Unele state, doar unele state l-au semnat, altele încă sunt în proces de discuție. Urmează un șir întreg de etape legale, cum ar fi ratificarea, după care, doar după acest proces, actul devine obligatoriu pentru un stat sau alt. Până atunci, el este la faza de discuție. Pentru Republica Moldova, din cât eu cunosc, pe agenda oficială nu există un asemenea act spre examinare. De ce este prematur să discutăm la această fază ce se va întâmpla cu Republica Moldova? Știind, pe de altă parte, că și există unele state, chiar din cele care au semnat, care au anumite reticențe sau în pofida faptului că au apărut o serie de manifestări publice, guvernele statelor au devenit mai reticente și au stopat un pic, au suspendat un pic acest proces. Problema care mi se pare mie, la care a pornit această neclaritate, mai ales pe internet, a fost faptul cum s-a semnat acest act. Și pe bună dreptate, exact. A fost un proces mai mult sau mai puțin confidențial, la care presa sau societatea nu prea a avut acces la el. Multe, că nu s-au făcut consultații. Exact, multe state l-au semnat fără a avea dezbateri publice, respectiv s-a creat un vid informațional și societatea a reacționat în felul ăsta. Dar, din câte cunosc, astăzi guvernele, chiar dacă le-au semnat, în procesul până la procesul de ratificare, vor iniția dezbateri publice, astfel încât să vadă reacția societății. Cât de mult câștigă un stat prin semnarea, prin ratificarea acestui act și cât de mult poate pierde, făcându-se referire la viața privată și alte aspecte. Dar trebuie să recunoaștem încă un fapt. Uneori, prin insistența unor blogger sau prin insistența societății informaționale în special, se denaturează un pic de la problema adevărată, pentru că dacă veți ști acest act, sus și tare este menționat că acta nu va aduce sau nu va vrea să aducă sau nu va impune statele ca să intervină în viața privată a cetățeanului, nu va aduce nicio limitare liberei exprimări, etc. Adică deja va fi de competența fiecărui stat în parte ca prin legile care le va adopta să găsească un echilibru între respectarea dreptului de autor pe de o parte și respectarea altui drept constituțional la libera exprimare pe de altă parte. Deja aici va fi problema internă a statelor. Avem și o întrebare de pe Facebook de la Vitalie Blajin, care ne întreabă atunci de ce s-au început protestele în Cehia, Polonia și alte state dacă europarlamentarii deja se refuză de această idee. Știți cum? Iese că statele au semnat, dar reprezentanții lor în Parlamentul European refuză să discute despre... Iarăși se creează un paradox. Până la urmă este un proces normal de discuții, de dezbateri. Parlamentul este și el o tribună, o platformă de discuții. Până la urmă, atunci când majoritatea deputaților europeni vor considera că este un act bun pentru Europa, îl vor semna pur și simplu. Dar aici vreau să ajung. Este important ca și în Parlamentul European, și în societatea civilă se discute, se dezbate acest subiect. Și doar atunci când se vor aduce argumente pe de o parte că acest act nu aduce nicio îngrădire vieții private și accesului liber la informație, atunci și societatea va înțelege mai bine. Sau poate că societatea informațională are dreptate și anumite prevederi ale acordului, cu toate că eu nu le-am văzut acolo, într-adevăr aduc atingerea acestor drepturi. Vitalie, tu ca și producător de aplicații, la sigur că ai fost și tu cumva piratat. Te deranjează acest fapt într-atât încât ai dori să fie impus o astfel de lege? O problemă care în acta este specificată
va crește foarte mult evaluarea produselor care se contrafac. Spre exemplu, dacă o aplicație de-a mea este piratată de 1 milion de downloaduri gratis undeva acolo, nu pot să cer eu de la omul cel care a distribuit gratis, de exemplu, 1 milion de downloaduri, banii similari pe care eu îi cer de la societate. Deoarece o aplicație, de exemplu, sau o muzică, când o dai cu bani, și diferența când o dai gratis e mii și ceva de ori mai mare. Adică, și exact problema aceasta poate să apară în viitor. Când cineva care a fost piratat vine și cere daune morale sau comerciale de atâtea ori cât a fost downloadat aplicația. Adică e nonsens aici. Și eu vreau puțin de mai sus să privesc la astfel de tratate cum este ACTA, SOPA și PIPA și mai sunt altele, cred că, prin alte țări. Acum este un lobby foarte puternic în lume din partea producătorilor și distribuitorilor, mai mult a distribuitorilor decât a artiștilor, să înțeleagă corect. Deoarece dacă luăm iTunes-ul, care practic acolo stă majoritatea distribuitorilor, pe iTunes este muzică care se produce într-o singură zi de tot restul artiștilor. Uh-huh. Adică un procent foarte, foarte mic. Și sub acest procent ceri de la toată lumea că uite, noi suntem alea piratați, dar să închidem tot. Cam asta e problema. Și cred că astfel de intenții au fost de-a lungul anilor. De exemplu, când au apărut casetele video, tot au fost un lobby foarte puternic din partea producătorilor, pentru că casetele video care se vând goale, de exemplu, vor fi registrate. Da, și acum cu internetul și o să mai urmeze. Deoarece Hollywood are foarte mulți bani și poate să pompeze acești bani în lobby și așa mai departe, însă să nu uităm că Hollywood exact pe aceeași principiu a apărut. La începutul secolului, când a fost inventată cinematografia, când a apărut, patentele erau deținute de Edison și se plăteau foarte bani mari. Și ei s-au dus în Hollywood, în care nu exista legi de patente. Și au crescut ca pe drojdie. Mm-hmm. Adică tot la ce ești. De la piraterie în piraterie ajungem și nimeni și plângem pe chestia asta, nu? Haideți să vedem poate ce știu moldovenii despre legea ACTA. Am fost ieri în stradă și i-am întrebat. Haideți să vedem chiar acum. Astăzi la rubrica Adevăr sau cum crezi tu vom afla dacă legea ACTA, care va intra în vigoare vara aceasta, va interzice accesul la internet în Moldova. Zi de legea ACTA. Nu. 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 Nu cred că am știut despre ce e legea dată, n-am auzit. Este adevărat că datorită legii ACTA o să închidă internetul Moldova? Posibil, dar nu prea cred. Nu cred. Nu. Moldova n-are de ce să-l restricționeze pentru că e o lege europeană, nu știu. Foarte probabil. De ce nu mai putea închide? Tot ce legat de internet, probabil. Tot ce de downloadat, în primul rând, că noi nu suntem ca în America să avem bani să cumpărăm tot. O să fim nevoiți să renunțăm la torrent să-mi dă. Tot ce este pe torrent să-mi dă nu vine din Uniunea Europeană, vine mai mult din CSI, din Rusia, de peste tot și nu prea cred. Nu m-am interesat de întrebarea asta. Da, se pare că majoritatea moldovenilor habar n-au de această lege. În schimb, avem doi specialiști aici în platoul deșteptării de weekend care știu mai multe și tot de la ei vreau să aflu, nu doar eu, dar toată lumea, concluzia pe care v-ați făcut-o vis-a-vis de această lege, dacă va fi adoptată la noi. Vă că sunteți din două domenii care, într-o oarecare măsură, și concurează cu părerea la această, vis-a-vis de această lege. În acest subiect este important să nu concurăm, este important să discutăm, să facem cât mai multe discuții asupra subiectului dat, pentru că doar prin discuții putem ajunge la un consens. Și să explicați lumei, de fapt, exact, ce care sunt avantajele și dezavantajele. Și ITU ce spune despre asta? E evident și noi suntem pentru, dar trebuie să fiu rezonabil. Și eu sunt de părere că soluția la această problemă va veni prin inovație, nu prin legislație. Bine, noi revenim în câteva clipe, rămâneți alături de deșteptarea de weekend, vă mulțumim că ați venit și ne-ați și spus.